ceea ce se întâmplă zi de zi ne duce în, și duce pe majoritatea românilor într-o stare de disperare. Sărăcia se instalează din ce în ce mai mult, de la o zi la alta, în toată România. De la o zi la alta, incapacitatea guvernului devine tot mai vizibilă în a gestiona cum trebuie starea și economia românească. Nu dorim să încurajăm, Doamne ferește, o stare conflictuală în România, dar dorim să atragem atenția și să dăm un semnal de alarmă foarte serios, că nu suntem departe de ceea ce se întâmplă în Grecia și numai e timpul friguros pe unii mai ține în casă fără a ieși să protesteze față de ceea ce se întâmplă în țara noastră. Unde s-au dus acești 40 miliarde de roni anul trecut? Pentru că eu nu i-am văzut în pensii, eu nu i-am văzut în salarii, eu nu i-am văzut în ceea ce înseamnă ajutor pentru întreprinderi mici și mijlocii, nu i-am văzut nici în infrastructură, în autostrăzi, în căi ferate, și după cum ați văzut și dumneavoastră, nici la PSD nu sunt, pentru că ne-am închis cu datorii față de anul trecut. Cred că în acest moment guvernul Boc 4, sau cât o fi el, are datoria, măcar morală, să vină în fața poporului, să spună pe ce a cheltuit acești 10 miliarde de euro, care înseamnă 40 de miliarde de roni, și ce are de gând să facă în continuare.